Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Suntem în luna decembrie, luna în care avem o grămadă de sărbători. Cea mai importantă sărbătoare este Crăciunul. Sacrificăm porcii și avem nevoie de afumătoare pentru a afuma carnea. Aici, alături de mine, urmăritorii canalului meu de YouTube, da? Știu despre ce e vorba. Pentru cei care acum se abonează și începe să urmărească, avem o afumătoare de la Drevos Internațional, o afumătoare cu o capacitate de 50 de kilograme. Ați văzut în primele secunde ale acestui videoclip și produsele noastre afumate, obținute cu ajutorul ei. Afumătoarea este electrică, da, avem alimentare 220. Aici afișajul unde setăm temperatura de care vrem, de care avem nevoie, butonul power, ventilatoare, compresorul, de aici se reglează intensitatea fumului, focul îl facem aici, punem rumeguș în acest vas, va merge imediat, o să vă arăt eu, va pleca fumul prin acest filtru, se va duce înăuntru și vom afuma carnea noastră. Este foarte practică, eu am achiziționat-o cu un an în urmă. Pentru cei care stați la bloc sau undeva unde nu aveți posibilitatea să afumați carnea la curte, da, la țară, este nemaipomenită, da? O puteți monta oriunde, pe terase, pe balcon și așa mai departe. Nu este zgomotoasă. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am primit de la cei de la Drevos, da? La mine a făcut-o și personalizată cu celebrul porc Jardel. Cei care doriți să achiziționați o astfel de afumătoare, zic eu, foarte bună, da? Intrați pe linkul din descriere acestei postări. Acolo aveți toate datele de contact, unde puteți lua legătura cu cei de la Drevos. Dați comandă, se poate face și cu tablet aici, cu afișaj și așa mai departe. Iar domnii de acolo, da, managerul și toți cei care se ocupă cu fabricarea acestor afumători, vă va servi ca la carte. În secundele următoare, oameni buni, eu să vă arăt cum a ieșit produsul nostru. Acolo înăuntru avem cârnați, caltaboși, o coastă, pulpă, ceafă, mușchi. Durata de afumare a fost undeva într-o zi jumate și două zile. Fiecare își afumă cartea în funcție de cum vrea să arate. Eu am afumat aproape două zile. Imediat o de să vă arăt. Treaba este foarte simplă. Da? Vedeți această țeavă unde noi băgăm rumegușul. Pe aici, pe undeva, pe această găurică se aprinde. Continuă prin această țeavă să plece fumul. Aici avem un filtru. Iar din filtru pleacă fumul
înăuntru, da? Pe această țevuță intră fumul. Aici, în acoperiș, avem toată aparatura, da? Așa arată îndeaproape de aici. Și acum să vedem din nou produsul nostru. Aici avem cărnațul, aici o coastă așa cum ne place nouă să o facem, iar aici bucăți de carne, mușchi, pulpă, ceafă. Toate rezidurile, să zic așa, sau saramura, da, de pe carne, apa se va scurge aici. Se curăță foarte ușor. Fumul nostru vine pe această găurică. Se reglează de aici, din butonul ăsta. În momentul în care primiți afumătoarea, aveți și cartea cu instrucțiunile, deci este foarte simplu. Cei care aveți nedumeriri sau nu vă descurcați, în momentul în care o să o porniți, intrați pe canalul meu de YouTube, acolo există o altă prezentare unde se poate viziona cum am pus-o eu în funcțiune pentru prima oară. Așa arată acolo înăuntru. Totul este de inox. Cam așa arată, oameni buni. O bucată de carne, zic eu, perfect afumată. Aici o coastă foarte bine afumată. Avem un caltaboș. Aici cărnațul zvântat și afumat. Pentru cei care nu știu, în momentul în care carnea noastră se bagă aici, după ce se scoate de la sare sau saramură, se bagă acolo, se închide ușa, dăm drumul la butonul power, dăm drumul la ventilatoare, în 2-3 ore carnea noastră se zvântă, da? Deci se zvântă. După care oprim ventilația și, așa cum v-am arătat mai devreme, dăm drumul la fum. Îl dăm la o intensitate nici mare, nici mică, undeva la jumate.
și va ieși astfel de produse. Cu această afumătoare puteți coace, puteți face pizza, puteți face pui pe sticlă, puteți găsti legume, puteți face multe lucruri, da, românul nostru este inventiv. Eu am făcut și o omletă în ea, o să fac un video, am făcut o omletă mare într-o tavă cu carne la garniță, dar din lipsă de timp nu am putut filma acest lucru, dar în viitorul apropiat vom mai face astfel de videoclipuri cu această afumătoare. Oameni buni, încă o dată, pentru cei care doriți să achiziționați o astfel de bijuterie, intrați pe linkul de acolo din descriere, da? Sau în secțiunea comentarii la videoclipul postat și vă voi pune și veți lua legătura cu producătorul. Mulțumesc încă o dată Drevos Internațional pentru seriozitatea pe care, de care ați dat dovadă. Numai bine, toate cele bune, sărbători fericite!